Originalitate, tradiție și istorie. Iubitorii de artă contemporană au ocazia să admire o expoziție inedită. Cele mai frumoase lucrări semnate de 8 artiști plastici din Republica Moldova vor fi expuse până pe 5 iunie în Hotelul Berț din capitală. În acest mod, organizatorii își propun să promoveze artiștii locali, dar și să facă cunoscută oaspeților străini o parte din cultura poporului nostru. Lucrările expuse aici îți cuceresc ochiul prin stil și culoare și te țin lângă ele prin temele existențiale care se cer descoperite. Acest cuțit rănit nu a lăsat pe mulți indiferenți. Ceea ce îmi pare mie este o lucrare foarte filosofică și ne pune pe gânduri despre anumite lucruri. De asemenea, în expoziție este prezent Marc Verlan cu lucrările sale. Unele din ele sunt destul de renumite, destul de cunoscute, cum este acest glob care a participat la o expoziție în Paris și globul ne redă despre suferința planetei de la toată activitatea oamenilor și toate deșeurile și tot ce se impurifică atmosfera. Ele se numesc gramofoni și fiecare din ele conține în interior un radio. Deci dacă noi o să le conectăm, o să avem așa o zonă și un sunet foarte interesant. Câteva dintre lucrări sunt realizate din mămăligă. Cartea de vizită a bucătăriei moldovenești din mămăligă este acest fund de tocat pe care sunt prinși o pereche de galoși cu toc. Vă întrebați ce semnifică el? Unul dintre răspunsuri este încălțămintea modernă de la țară. La altele vă lăsăm să meditați fiecare în parte. Aici avem o carte din mămăligă. De ce ea este culăcată? Rămâne să medităm și să înțelegem ce vrem să aflăm și unde sunt cunoștințele. Arta este parte a conceptului după care a fost creată acum un an gazda expoziției Hotelul Berț. Anume de aceea, administrația și-a propus să dedice aniversarea unui an de activitate creației frumosului și talentului artiștilor moldoveni. Ne dorim ca oaspeții care se opresc la noi în hotel să facă cunoștință cu istoria și cu tradițiile culturii noastre naționale chiar de aici, din hotel, pentru a afla mai multe despre țara în care ei au sosit. Aici noi am realizat această expoziție cu două scopuri. Prima, de a promova artiștii locali care mai puțin expun, și a doua a fost de a crea un fel de punte de legătură între mediul de afaceri, care sunt în general clienții noștri, și artiștii locali, fiindcă întotdeauna arta are nevoie de sprijin. Și ne-am gândit că ar fi o ocazie extraordinară de a aduce împreună oamenii de afaceri care au venit să ne felicite pe noi cu ocazia aniversării și artiștii locali care își doresc să expună. În cadrul acestui vernisaj sunt expuse lucrările artiștilor Iurie Platon, Ion Zderciuc, Marc Verlan, Nicolae Coțofana, Ion Grecu, Genarie Popescu și Valeriu Vinaga.